Sunt deja 3 săptămâni de când Spitalul Privat de Boli Paliative și Recuperare din Robeta Turnul Severin și-a deschis activitatea, iar 10 de pacienți au apelat la serviciile medicale oferite aici. Personalul medical, precum și condițiile de spitalizare, sunt la cele mai ridicate standarde, iar pacienții spun că îngrijirile primite le vor grăbi deopotrivă recuperarea și ameliorarea bolilor de care suferă. În cele 3 săptămâni cât a trecut de la inaugurarea primului spital de îngrijiri paliative și recuperare din Drobeta Turnul Severin, zeci de pacienți s-au prezentat pentru îngrijire și recuperare. Oamenii spun că au parte de condiții excelente de recuperare, dar și de spitalizare. Este foarte bun, e curat, avem tot ce ne trebuie, e un personal foarte bun, personal, medici, tot, cum se spune, de la al de jos până la al de sus este. De ce afecțiune vă tratați aici? Oh, mamă, coxatroză, gonatroză și spatele ernie de disc. Zbolnavă de câtva timp am fost și la alte spitale, cum am dus așa am venit. Acum să zic și mulțumesc lui Dumnezeu și cred, după cum văd, că voi pleca frumos acasă. Nici nu m-am gândit că e un spital foarte curat, nici nu se compară cu cei la noi în Severin, nici nu ne așteptam că o să avem așa spitalul de recuperare și suntem foarte mulțumiți. Avem condiții foarte bune, personalul e foarte bun, medicii sunt foarte buni, se ocupă de noi tot timpul, facem fizioterapie, ne face chimioterapie, masaj. Mă bucură faptul că s-a deschis acest centru în orașul nostru, pentru că nu trebuie să mai călătorim în alte zone, să ne programăm, să așteptăm programările și așa mai departe, fiind aici la 2 pași de noi. Spre deosebire de alte centre unde am mai fost, aparatura este nouă, este modernă, condițiile sunt excelente, personalul este foarte amabil, este personal calificat, știu ceea ce trebuie să facă, ești tratat cu atenție, cu profesionalism. Aparatura medicală de ultimă generație, precum și personalul medical pregătit să asigure cele mai eficiente și moderne tratamente, sunt doar câteva dintre motivele care au determinat zeci de pacienți să apeleze cu încredere la serviciile oferite de spital. Peste câteva zile sunt 3 săptămâni de când clinica noastră și-a deschis porțile pentru pacienții care au nevoie de recuperare neurologică și ortopedică și pentru pacienții care necesită îngrijiri paliative. Adresabilitatea a crescut de la zi la zi, astfel încât în acest moment avem internați pacienți atât din Drobeta, Turnul Severin și județ, cât și din județul Gorj și județul Olt. Echipa medicală se apleacă cu multă dăruire și profesionalism spre nevoile pacienților de recuperare și de îngrijire paliativă. Pentru a avea acces la serviciile medicale oferite în cadrul spitalului privat, este necesară o trimitere de la medicul de familie. Spitalul este în contract cu Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate, iar serviciile medicale sunt decontate de către stat.